Violența nu are scuze, este mesajul transmis de membrii Asociației Terra Zeurinii de Ziua Mondială de Eliminare a Violenței împotriva Femeilor. În întreaga lume, zeci de femei sunt zilnic abuzate fizic sau psihic. Ele suferă în tăcere și de cele mai multe ori, agresorii scapă nepedepsiți. Prin mesajul transmis, membrii Asociației au dorit să atragă atenția cu privire la acest fenomen care a ajuns la cote alarmante. În fiecare an, zeci de mii de femei din România sunt lovite de partenerii lor, iar după ce loviturile bărbaților se opresc, rămâne în urmă o tăcere grea care se transformă în mod de viață. Cele mai multe dintre femeile abuzate aleg să ascundă aceste episoade. O fac din cauza presiunii sociale, din cauza neîncrederii în instituțiile statului și nu de puține ori de teamă că nu se vor putea descurca pe cont propriu. Așa că preferă să tacă și să îndure. De Ziua Mondială a Violenței împotriva Femeilor, membrii Asociației Terra Zeurinii au pus în scenă o piesă de teatru care a arătat încă o dată urmările și fața violenței. Manifestarea de astăzi este de fapt sfârșitul proiectului nostru, este Expo Mesajul, concluzia a 5 ateliere prin care am făcut pentru 50 de adolescente cu risc de victimizare, informare, conștientizare, mijloace de prevenire și mai ales de a face față prin dramaterapie fenomenului violenței care se poate găsi în mediul domestic, pe stradă, la școală, în discuțiile cu oricine. Mesajul antiviolență a fost pus în scenă cu sprijinul actorilor trupei Cortina. Tinerii speră ca mesajul lor antiviolență să ajungă la cât mai multe femei, să le inspire să fie puternice și să își denunțe agresorii. Proiectul nostru se numește Violența n-are scuze, iar Teatrul Cortina a răspuns pozitiv la această acțiune, deoarece noi, fetele din trupa de teatru, considerăm că violența este un fel de mijloc de negativitate prin care copilul crescut într-un ambient neplăcut, într-un ambient negativ, își elimină viitoarele frustrări. Potrivit Comisiei Europene, una din patru femei cade victimă violenței domestice. În România, la fiecare 30 de minute, o femeie este bătută. Mai îngrijorător este faptul că, în ultimii ani, mii de femei au murit ca urmare a agresiunilor suferite.